să avem această credință, dragii mei, că orice efort pe care o facem, o facem prin această credință sau o nădejde sfântă și vie, dragii mei, că Domnul privește cu drag și la vremea potrivită El ne va răsplăti pe fiecare. Aceasta să ne fie încredințarea, credința, nu ca și cum am venit și să ne ducem cum am venit. Nu. Nu ne întoarcem. Ci nădăjduim în făgăduința lui Dumnezeu, în promisul lui Dumnezeu, că El va da har și binecuvântare în milcul poporului Său. Amin. Amin. Aici în Evrei, capitolul 11, descrie eroii credinței și eu mi-am semnat în Biblie și am descoperit că sunt 12 dintre astfel de eroi a credinței, eroi pe care i-am și enumerat pe această tablă și am extras din ceea ce am citit, am extras ce au făcut ei. Pentru că credința, de fapt, dragii mei, se reflectează într-o acțiune. Nu avem timp, dar probabil frații care vor discuta vor vorbi și despre epistola lui Iacov, care vorbește despre această credință care este legată cu faptele noastre, adică cu acțiunile noastre. Să nu zică nimeni că doar trebuie să crești și nu trebuie să faci nimic. Nu. Dacă putem observa în ceea ce am citit și în tabla pe care am pus-o acolo, fiecare, în dreptul fiecare om al credinței, eroa credinței, găsim o acțiune. Abel, de exemplu, a adus o jertfă mai bună. Interesant. Să faci un lucru, să te rogi, să aduci lui Dumnezeu o jertfă, să fie bună și să fie primită din partea Domnului și să zică Domnul, căci să confirme Domnul, dragii mei, acest lucru este deosebit. Ce a mai făcut următorul Enoch? Spune că a primit o mărturie din partea lui Dumnezeu, înainte de a fi luat, mutat de pe pământ, a primit o mărturie că era plăcut lui Dumnezeu. A fost plăcut. E lucru, o acțiune, dragii mei, un atribut, de fapt, în urma acțiunilor sale. Noe a fost plin de teamă sfântă și ce a făcut? Spune că și-a făcut un chivot. Un chivot, dragii mei, a ascultat. Omul care ascultă de Domnul este cel care are teamă sfântă. Oare cum să fac ca să nu calc porunca Domnului? Să fiu întru totul ascultător? Noe a fost astfel de om, un om ascultător, pentru că a avut teamă sfântă. Următorul erou al credinței îl găsim pe Avram, care a ascultat de Dumnezeu. Și aici am citit, da? Am citit cum gândea. Interesant, Apostolul Pavel spune că Avram se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze pe fiul său chiar din morți. De unde știa Apostolul Pavel că ce gândea Avram? Nu scrie în Sfânta Învecă, nu scrie ce gândea acest om Avram. Dar sub călăuzea Duhului Sfânt, dragii mei, Dumnezeu i-a descoperit lui Pavel felul de gândire, cum a gândit, a ascultat de Domnul întru totul Avram. Fie ca și noi să fim ascultători în totul. Apoi, o exemplu despre o femeie, Sara, a fost credincioasă lui Dumnezeu. Fie ca toate surorile să fie credincioase. Amin? Amin. Apoi, dragii mei, îl vedem pe Isaac că a dat o binecuvântare fiilor săi. Tu și eu, noi, suntem cei care să binecuvântăm. Suntem chemați la această slujbă de binecuvântare? Fie ca noi să fim o binecuvântare pentru familiile noastre, pentru adunare și noi să dăruim binecuvântare celor de lângă noi. Amin. Apoi următorul erou al credinței îl găsim pe Iacov. Spune un lucru interesant despre Iacov și mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și spune că și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Îl vedem cum vine fratele Andrei la adunare cu toiagul, cu cârja, se tot pe vârful toiagului vine, mai face un pas, mai stă, mai face un pas, un pas. Tot așa spune cuvântul că acest om al lui Dumnezeu, Iacov, s-a închinat în felul acesta.
Dacă am citit aseară în Vechiul Testament, referitor la acest pasaj, nu scrie nicăieri că a avut un toiag, că s-a rezemat, nu. Și acolo spune că Iacov și-a strâns toate puterile, s-a ridicat pe marginea patului și și-a binecuvântat fiul lui Iosif. Dar Pavel, dragii mei, sub inspirația Duhului Sfânt, vrea să ne transmită un lucru, că și noi trebuie să ne rezemăm pe ce? Pe vârful toiagului lui Dumnezeu, dragii mei. Pe această autoritate a lui Dumnezeu. Și este frumos când venim la adunare, când ne rugăm, să ne rugăm, dragii mei, rezemat pe făgăduințele Domnului, că Domnul este Cel ce ne ascultă. Faptul că venim la adunare, Domnul ne va răsplăti la vremea potrivită. Dacă noi ne rugăm, ne aducem o jertfă dintr-o inimă sinceră și curată. Apoi îl vedem pe Iosif, cum spune că a dat porunci. A dat porunci urmașilor săi, pentru că avea o nădejde, o făgăduință din partea Domnului, căci poporul sau familia lui, dragii mei, va moșteni Canaanul, acea țară a făgăduinței. El a crezut, chiar dacă trebuia, când voi muri, voi să împliniți, să-mi luați oasele mele și să-mi duceți în țara făgăduinței, să nu o lăsați aici în Egipt. Vedeți? Om al credinței. Om al credinței. Vom discuta la urmă despre ce înseamnă de fapt credința. O așteptare a făgăduințelor lui Dumnezeu. Haideți să parcurgem. Amram și Iochebed sunt părinții lui Moise și spune că acești părinți au fost deosebiți pentru că au făcut un lucru. Nu s-a înspăimântat de porunca împăratului. Nu trebuie să ne înspăimântăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, familiile trebuie să rămână statornice înaintea Domnului. Amin. Și să ne credem numai și numai în Domnul. Amin. Amin. Moise, apoi următorul erou al credinței, avea ochii ațintiți înspre răsplătire. Haideți să... cum Moise, când s-a făcut mare, da? Spune că pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Interesant. Tot în altă parte, Apostolul Pavel, să privim țintă la Hristos. Oare tu? Oare eu? Avem această atitudine ca ochii noștri să fie pironiți sau țintiți înspre Iisus, înspre răsplătirile, dragii mei. Aceasta este credința adevărată. Amin. Și cred că ar trebui în această zi, la urmă, să medităm oare care este credința? Ce așteptăm noi? Spune că acești oameni au așteptat o făgăduință mai bună, dragii mei. Așteptat ceva mai bun. Ei au murit, neîmplinindu-se multe lucruri ce au dorit. Dar au văzut de departe acele lucruri. Adică au avut o nădejde într-o promisiune spre o făgăduință al Domnului. Tu și eu, avem noi această făgăduință, această nădejde? Sau... spunem, Doamne, ne-am aranjat familiile, totul în regulă, pot să mor, liniștit că totul în regulă, dai nicio nădejde, nicio speranță. Nu, dragii mei, suntem călători și străini pe pământul acesta și trebuie să mărturisim aceasta, dar noi avem o făgăduință și o nădejde în promisiunile lui Dumnezeu. Aleluia! Apoi am scris acolo despre Iosua, de fapt este despre poporul Israel atunci când a ascultat de Domnul. Și Domnul, ne aducem aminte, când trebuia să biruiască Ierihonul, le-a dat o poruncă 7 zile să ocoliți Ierihonul, dragii mei, și s-a întâmplat, în urma ascultării, am spus că Iosua și poporul a ascultat, de data aceea, a ascultat porunca Domnului. Și au primit biruință, da? Vezi ce înseamnă să asculți de porunca Domnului? Vei avea biruință. Chiar dacă unii ori zice, lasă-mă o zi, două, ajung 3 zile. 3 zile ajung, numai 7. Sau hai, mai facem încă 2 să fie 5. Nu! Pentru că a ascultat și a făcut 7 zile ocolul zidurile Ierihonului, au primit, dragii mei, biruință. Și vorbește despre o femeie, iarăși despre o femeie, de fapt, din 12 eroi, sunt 2 femei, Sara și Rahav, care a găzduit pe niște oameni, pe niște oameni evrei din poporul lui Dumnezeu. Ce minunat este să fii primitor de oaspeți, da? Roca și surorile și frații să fie astfel inima, să aibă această inimă Amin. Deschisă pentru a găzdui, a primi oaspeții. Așadar, dragii mei, putem observa niște oameni deosebiți. Dar îmi place de Apostolul Pavel, după ce pune acești eroi în prima linie de bătaie,
mai vorbește Pavel și zice, nu mi-ar mai ajunge, căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barak, nu despre Barack Obama, despre Samson, despre Iftai, despre David și Samuel. N-am vreme oarecum, atât de ocupat sunt sau atât de mult aș avea de vorbit și despre ce, dar n-am vreme, căci nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc. Interesantă explicație, interesantă expresia lui Apostolul Pavel referitor la acest astfel de oameni. Oare ne-am gândit noi și ar vrea să medităm, poate ar fi frumos ca după ce se încheie slujba, să vedem oare cu care dintre astfel de oameni, sau care sunt scriși aici, sau alții care nu sunt scriși, dragii mei, dar sunt scriși în Biblie, cu care ne asemănăm noi? Adică, care ne potrivim noi? Suntem noi oameni al lui Dumnezeu care să avem această încredere în Domnul, această încredințare în făgăduințele Domnului? Domnul să ne cerceteze și să facă din noi niște oameni deosebiți. Cred că Apostolul Pavel nu e numele pe toți, da? Care credeți dumneavoastră că au fost oamenii eroii credinței care, deși în Sfânta Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, au fost niște oameni ai credinței și nu sunt menționați aici? Care credeți? Hai, poate să spune cineva? Iov nu este aici, dar a fost un om a credinței, da? Care mai este? Propuneți. Haideți să ne gândim un erou al credinței. Care a fost uitat? Care? David. David. Spune că n-am vreme, nu mă ajunge vremea să vorbesc despre David. Frate Daniel. Frate Daniel răspunde despre omul Daniel. Și despre cei tineri, da? Care a fost în cuptor. Slavă Domnului! Oameni deosebiți, dragii mei! Oare despre tine? Oare despre mine? Ce vorbește Domnul cu îngerii săi? Oare Viorel? Poate zice, îmi place de fratele Viorel, că este un om al credinței. De ce? Pentru că în toate acțiunile lui face voia lui Dumnezeu. L-am dat exemplu fratele Viorel, pentru că nu se supără că am văzut că dădea din cap. Domnul să ne ajute, dragii mei, să înțelegem acest lucru. Haideți ca să continuăm închinarea noastră și să facem o rugăciune. Ați vrea să ne rugăm pentru credință? Ați vrea să ne mărească Domnul credința? Amin. Să nu trăim, dragii mei, pe acest pământ așa clătinați de vânt încoace și încolo, ci să rămânem oameni statornici pe calea Domnului, să avem credință? Domnul să ne ajute. Vă invit să vă ridicați în picioare și ar vrea să continui să citesc în continuare capitolul Evrei, Evrei capitolul 11 și apoi ne plecăm pe genunchi și ne vom ruga Domnului.